răpirea lui Ilie, de Dionisie Ghiugici. Dacă vânturile firii suflă cu amenințare, nu vă înfrice, nu-i departe ziua de întâmpinare. Dintre sutele de cazuri, dintre câte ni se scrie, iată-l de această dată pe profetul vechi Ilie. Un israelit de seamă de râvnă și de zel, cum se roagă, cum insistă, sus pe muntele Carmel. Omul care prin credință a umblat și a trăit până când în nava sfântă el a fost la cel răpit. Elisei striga într-una, vai părinte, vai părinte, dar zadarnic, că cilie a zburat spre locuri sfinte. Tot mai iute, tot mai tare, tot mai sus zburau în zare carele de foc și caii Dumnezeului cel mare. După câteva secunde, norii l-au ascuns privirii. Elisei privea darnic după clipele răpirii. El a dispărut pe bolta strălucirilor albastre, carul cel de foc îl poartă spre nemuritoare astre. Iată căile lactee au rămas mai jos în spații, galaxiile spirale și corsarii depărtații, toate au rămas în urmă, supernove mari și grele, măreția siderală cu nenumărate stele. Universul impecabil este străbătut, învins, de săgeata care zboară tot mai sus în necuprins, cerul cerurilor pline, cu pusterie, cu roiuri, de desubt e întâia treaptă și întâile convoiuri. Iar deasupra, alte ape, alte dimensiuni și spații, sânului lui Avram sau cerul unde stau răscumpărații. Între cele două sfere și întinderi corosare este golul ce desparte lumile spirituale, golul care numai caii cei de foc îl pot străbate, cu enoh, apoi Ilie și atâtea milioane suflete din voi salvate. Pavel însă și mai falnic, el străbate și mai sus, în al treilea cer de unde a venit la noi Isus. Mintea obosește, pică, nu mai poate să străbată, strălucire fără seamăn, înălțime nevisată. Numai Domnul, prin credință, forța care ne strămută, ne arată frumusețea ochilor nemai văzută. cai de foc și care sfinte, nu e bas, cuvântul scrie, Domnul l-a răpit deodată pe tișbitul pe Ilie, Domnul l-a ascuns o clipă într-un loc de taină plin, în căminul fericirii unde nu există chin, unde nu există moarte, căci Ilie a venit după atâția ani de zile, cu Iisus s-a întâlnit, el a coborât din zorii și din patria cerească cu Iisus Hristos pe munte, pe tabor să se întâlnească. Apoi, când s-a dus și unde, ucenicii nu ne-au spus, doar că a vorbit cu Domnul Mântuirii, cu Isus. De atunci, mii de ani trecură, după cum în carte scrie, de când Duhul Sfânt, puterea, îl răpise pe Ilie. Elisei vorbea în taină fi, unor văzători. Știi că Domnul îl răpește pe Ilie sus în nori? știu și eu, dar nu e voie să se spună, deci Fraților, când vine Domnul la întâia înviere, Elisei sau frații noștri care așteaptă azi venirea, vor fi înștiințați de Domnul că va fi pe nori răpirea. Toți vor ști, dar numai unii vor avea atunci prilejul, cum a fost răpit Ilie, să-i răpească sus vârtejul. Știm și noi că vine Domnul, știm că va veni răpirea, de aceea înainte și în sus să avem privirea. Haideți să învingem Bali în numele lui Isus și să ne rugăm să vină pe altare foc de sus, să venim cu insistență, stăruind în rugăciuni, Domnul să trimită ploaie, har cu semne și minuni, Domnul să ne dea din ceruri, El să ne trimită roa, Duhul Sfânt să ne îmbrace ca pe Elisei mantaua și să mergem înainte fie drumul cât de greu până la Horebul veșnic, muntele lui Dumnezeu. Fraților, n-aș vrea să trecem peste spusele Scripturii sfinte și adevărate. Știți că după ce Ilie a plecat, a fost răpit. Unii au plecat să-l caute, însă nu l-au mai găsit. Ei cu trei rară munții și prin văi, dar în zadar. Oare nu va fi ai doma și cu cei căzuți din har? După ce va fi răpirea, mulți își vor desprinde somnul. Unde-i tata? Unde-i mama? unde -s? au plecat cu Domnul? Unde-i fica mea iubită? Unde-i fiul meu iubit? Unde-s? Au plecat cu Domnul, astă noapte i-a răpit. Unde-i soțul meu? Vai, Doamne! Unde-i? Astă noapte a plecat, iar în altă casă soțul va rămâne jos în pat. Vor striga în disperare frații de la telefoane, iar în adunări păstorii nu mai urcă la amvoane. Cum să urce, căci cu pietre îi vor nimici cei duri, fiindcă nu le-au spus în tocmai adevărul din scripturi. Vino, soră, vino, frate, vino, lasă șovăirea, nu mai sta în chipul lumii dacă vrei să prinzi răpirea, nu mai stați în duh de piatră și în căldicele ape. Domnul vine, Maranata, iată timpul e aproape, nu mai săvârșiți păcate, nu mai faceți urăciuni, ca Ilie, ca profetul, stăruiți în rugăciuni. Iată carele și gaii și vârtejul sfânt și norul, în spre plaiuri sfinte ne vom lua cu toții zborul. Tu, Ilie, tu, Maria, tu, iubite Daniele, urcă-te în nava sfântă care va zbura spre stele. Nu mai sta pe țărmul fricii, ca și Elisei sărmanul, ia-ți mantaua de la Domnul ca să poți trece Iordanul. Doamne, dorul după tine ne-a întors spre cer privirea. Nu am vrea să pierdem clipa când va fi pe nor răpirea nu am vrea ca să rămână nici copiii, nici părinții, în momentele răpirii când spre cer zbura vor spin sfinții, nici păstorul și nici turma și nici oile răslețe. Nu am vrea să pierdem clipa și momentele mărețe când ai tăi din cimintire în viață într-o clipită. Îmbrăcați în nemurire și în glorie slăvită vor pleca uniți cu frații care încă n-au murit, căci și, moi, și, că și Moise și Ilie pe tabor s-au întâlnit. Vrem și noi, Iisuse Sfinte, să ne întâlnim cu tine și cu cetele de îngeri și cu cetele creștine, să intrăm în odăița tainică și strălucită până când întreaga lume va fi aspru pedepsită. Vă ne dar pe toți Ilie, oameni pregătiți de zbor, când cu glasul de arhanghel vei chema pe-al tău popor. Amin.